Stilul ca ce joc în ultima perioadă se bazează pe strategii. Mai mult ca niciodată, după Consiliul de astăzi, mi-am dat seama că fiecare încearcă să abordeze o strategie. Oamenii încep să joace individual și pe strategii și pare că se simte și la noi treaba asta. Și... Se simte, frate, se simte. Am văzut că te-ai certat un pic cu... Da, nu știu dacă să numesc ceartă, ci pur și simplu mi-am spus că Asiane că s-a schimbat de vreo două zile când o văd că e tot lângă băieți și încearcă să-l mugulească pe Mihai. La început am zis că Elena mi se pare rea. Acum, ușor, ușor, sincer, începe să mi se facă milă de ea. Văd că toată lumea e pe ea și chiar dacă a greșit cu ceva, mi se pare că n-ar trebui lăsată deoparte, adică sunt doi țapi spășitori dacă cineva a greșit, pentru că ele două, Asiana și Elena, sunt foarte bune prietene, corect? Ar trebui ca vina să fie împărțită la jumătate. N-ar trebui ca Asiana să fie considerată ca și cum ar fi influențată de Elena, pentru că așa am înțeles din grup. Eu chiar nu am înțeles cum stai tu cu ea și se atât de lipite, gen, că mi se, adică chiar dacă nu vă cunoșteam personal, sunteți foarte diferite ca și caracter, ca și mentalitate, ca și comportament, ca și tot. Adică sunteți poli opuși, mă, n-avem nicio legătură, nu pot să-mi dau seama. Dintre toți, cine crede că e cel mai fake? Foarte simplu, Asiana. Cu toată inima și cu toată sinceritatea, pot să spun că este cea mai fake ființă. Știi cum e? Suntem într-o conjunctură aici, am văzut-o așa mică, da. Am încercat să înțeleg, am zis, băi, unele lucruri pe care le face, poate nu le conștientizează, care o vârstă. Pe de altă parte, am simțit-o că s-a atașat de mine și eram ca și mămica ei. Fetele astea foarte drăguțe, micuțe, profită foarte mult de aturile astea pe care le au, pentru că sunt mici de înălțime, sunt drăguți, au mânuțe mici, piciorușe mici, sunt foarte simpatice. Ideea este că este toată lumea găsește scuze Asiane. Da, dar și toți oamenii aia pe care i-ai ajutat, că, uite, de exemplu, oameni săraci care au fost ajutați de oameni superiori și au ajuns la un nivel și se efectiv pe tine și pe tot binele pe care l-ai făcut. Da, nu am sunt să mă miliarde gândesc. De oameni da, de ăștia, auzit, adică da. E plină lumea. Eu niciodată n-am vrut să mă gândesc la asta, pentru că de multe ori spun, bă, în viață, atunci când faci bine, primești bine înapoi, știi? E doar o noțiune de timp și răzbunarea e arma prostului. Da. Am observat că s-a schimbat total față de Elena. Tu trebuie să fii lângă omul ăla, să fii aproape și să nu te dai pe lângă ceilalți când vezi că toată lumea a acaparat-o pe Elena. Tu trebuie să stai, dacă ești prietena lui Elena, trebuie să stai lângă Elena. S-o susții la bine și la rău. Că la bine avem mulți oameni în jurul nostru. Iar eu ceea ce i-am spus ei și ea nu a înțeles este că am văzut că s-a schimbat, că, nu știu, spunea la un moment dat, Balaur, merg cu tine în pădure să culegem cocoși, dar fără să zic că ea care tot timpul era Elena în sus, Elena în jos, Elena în sus. Pentru că ea este, desigur, dulceața echipei. Și am spus, te-am simțit cumva că te-ai schimbat și respect chestia asta, adică te las să faci ce simți tu. Și mi-a zis că, dar ce? Asta înseamnă că prietenia noastră, vrei să zici că ai fost falsă până acum și prietenia noastră s-a terminat? Și am zis, Asiana, nu e vorba de asta, e vorba că fă cum simți tu și dacă tu te simți bine, ca să fii mai aproape de un băiat sau altul, sau acum dintr-o dată te-ai împrietenit cu Ghiță și aveți lucruri pe care vi le povestiți, plecați împreună. Asta am zis și eu, Ghiță. În momentul în care și-a dat seama că după plecarea Grațielei nu avea cu cine să mai stea și a luat-o pe Amy de partea lui. Însă nu era suficient pentru ceea ce urma să vină, respectiv următoarea imunitate sau următorul joc de imunitate, de care nu era foarte sigur. Și atunci s-a gândit el că încet, încet ar trebui să apeleze la alte metode de a acapara oameni de partea lui. L-am văzut pe Ghiță cum i-a luat pe fiecare așa și pe, să spună lucruri, dar fără să vină vreodată la mine, zică, Elena, am o problemă cu tine, nu-mi place fața ta. Ok, dacă nu-mi place fața ta, înseamnă că ar trebui să mă eviți sau ceva, dar nu să te iei că, nu știu, nu pui o cană bine sau că, vai, mi-ai zis, de ce mi-ai zis de bulgur că nu l-am mai lăsat un minut, adică, dar nu, toate sunt luate ca și răutăți. Săptămânal, un update, se schimbă bisericuțele, ba se suportă, ba se iubesc, ba se suportă, ba se iubesc. Nu zice nimeni că te mai cerți, e normal să te cerți, adică nu e o greșeală că te cerți cu cineva. Dar ideea este că dacă joci teatru și tu urăși persoana respectivă, dar tu de fapt în față te prefaci că o placi, atunci e complet greșit din punctul meu de vedere. Atunci poți să zici că ești fake. Deci erai pe potecuță
și venise, eram eu cu Ghiță, deci Ghiță era în locul meu și eu eram în locul tău. Da. Și a venit Asiana. Că, Doamne, dar, da. Nu, deci nu mai pot, efectiv, eu nu mai pot. Deci nu mă așteptam de la Elena, eu sufăr foarte mult în momentul ăsta, că am crezut că Elena e prietena mea bună și am crezut că chiar e ceva între noi și o prietenie de lungă durată, dar m-a dezamăgit total că s-a schimbat față de mine. Deci, fix ce zici tu, aia a zis ea. Și a venit să-i povestească lui Ghiță, ca și cum ei sunt prieteni buni. Și Ghiță era, eu stăteam așa și mă uitam la ei, eram, what the f***? Pentru că vorbeau ca și cum, da, Ghiță o înțelegea, ai toate Asiana, așa e. Te înțeleg, știu, dar lasă că e ok, că tu ești fix, mă ziceai tu, că tu ești bună, pitică, nu știu ce. Mă, când aud asta pe mine, mă ia capul, că eu știam că ei nu se înghit. Păi până acum 15 minute nu vă suportați, vă bârfeați. V-ați nominalizat pentru eliminare la Consiliu și acum sunteți prieteni. Nu prea înțeleg asta, adică Ghiță mi se pare că o iau ușor, ușor pe arătură și simt că face o strategie, deși vreau să cred că nu face nicio strategie, îmi doresc să nu facă nicio strategie, îmi doresc să fie real cum mi s-a prezentat la început. Vezi să nu picear în plasa de dulcegărie. Că sunt sigură că tu, dacă te ia cineva deci pe tine, e ok că tu zici că nu știi că se termină, că nu știu dacă cineva îți calcă pe coadă, dar eu tot cred că dacă te ia cineva cu dulce, te înmoi. Te moi, frate, și uiți de tot. Pentru că nu-mi place să, dacă văd un om că suferă sau văd un om că are niște faze, nu știu, îl văd că regretă, frate, mi se rupe sufletul și la un moment dat zic, bă, poate și eu sunt așa, poate, na, poate eu n-am făcut ceva ok. Mai devreme mâncau, găsiseră, nu știu ce, scoarță de copac, de adus-o Mihai aici să o mănânce. Eram cu Sonia acolo și spune, și s-au apucat să mănânce, să guste din chestia aia și nu mie, hai zice că nu pentru mine, dacă nu, dar lui Sonia, adică ca și cum ne-au marginalizat pe noi doi să arate că iar ea mânca, ea care tot timpul spune lenoși, mănânci cu mine, da, cu copos, orice, și acum era acolo păgată de băieți. Ia sănătoasă, ia sănătoasă, ia cât vrei, te rog. Da, și acum dintr-o dată niciunul n-a zis nimic și mi s-a părut așa, nu față de mine, față de Sonia, că el săracul s-a simțit cumva că el este de partea mea și că pe el îl dezintegrează pentru că e de partea mea. Și spunea Ghiță lui Asiana că eu sunt, ca să bage hâră, să afle Sony, că eu sunt genul care îi pun mai puțin lui Sony în mâncare sau ceva de genul ăsta. Cine i-a zis asta? Ghiță lui Asiana. Și Asiana mi-a zis mie și lui Sony. Sony. El nu prea înțelege de multe ori ce-i cu conflictele astea, deși ăștia din grup încearcă oarecum să-l trezească la realitate, dar omul e pe filmul lui. Sonia și-a dat seama că a zis, bun, hai să ne amintim și hai să vorbim despre ceva concret, că nu putem să vorbim așa. Și Sonia mi-a zis, mamă, oamenii ăștia chiar vor să bage hâră între noi doi. De unde? Deci Ghiță încerca să o convingă pe Asiana ca ea să-i spună față de mine și de Sonica, de fapt să, pe Sonia să-l facă, să-l îndepărteze de mine. Să nu se înțeleagă că aș avea vreo invidie sau vreo răutate față de ființa asta, dar mie nu plac oamenii lingușitori, eu nu pot să concep, adică mie îmi plac oamenii reali care spun lucrurilor pe nume, nu oamenii care ling unde au scuipat, deci pe lângă faptul că ling și unde au scuipat, deci e dublu, grav. Că sunt condițiile cum sunt, dacă mai veni și cu lucrurile astea ne încarcă și mai rău și uite, exact. Bufnesc oamenii și uite cum bufnesc, adică iar bisericuțe, exact. Iar strategii. Dar se schimbă bisericuțele. Așa, parcă de la săptămână la săptămână, păi, e șocant. Și când? Înainte de jocul de imunitate. Da, frate. Chiar se schimbă întotdeauna toți când e vorba de imunitate, când e vorba de reward, atunci când câștigăm. Toți suntem o echipă, ne iubim foarte mult, suntem wow, ce mai bun prieten și pe la spate ne mâncăm toți. Îl simt și pe Ghiță schimbat. De când a plecat Grațiela e foarte schimbat. Păi a rămas cumva... Și am și zis. Și o să-i zic în continuare, o să-i mai zic chiar azi. Mie mi se pare că tu te-ai schimbat, că nu mai ești același Ghiță. Îți convine, nu-ți convine, înghită pe asta. Că așa e, frate, nu mai... Că mă enervează de o grămadă de zile. Și cum răspunde. Că răspunde așa...
răspunde cu aroganță și cu un zeflemism de ăsta. Tu cred că nu ești conștient, dar omul ăsta nu te-ar fi suportat niciodată dacă nu era în conjunctura asta. Că tu-l tolerezi, înțelegi? Da, și știe că nu are cu cine să mai vorbească, că toată lumea are la mișto de cele mai multe ori. Vrea, nu vrea, o va tolera așa cu bune și cu rele. Și asta chiar mi se pare amuzant, dar pe de altă parte, încă o dată spun că este o strategie pe care o abordează și s-ar putea să-i și funcționeze. Mi se pare un pic dubios, ți-am zis, comportamentul lui, pentru că, nu știu dacă ai văzut, eu încerc să fac aterincă și el mă respinge așa, dar gen, când mă supăr și vede că mă îndepărtez, vine imediat, că nu știu ce, că noi suntem, că trebuie să fim împreună, că uite-te câtă lume rea e în jurul nostru, dar de fapt, păi bine mă, și de ce nu vrei să ne distrăm și să facem caterincă și să fim prieteni într-adevărul sau cuvântului. De ce nu vrei să râdem? Să ne simțim bine, că nu poți, că ți-e foame. Păi și mie mi-e foame. Tot simt sincer că de când a plecat Grațiela, la ghiții schimbat. Nu știu ce-l sperie, ce se întâmplă cu el. Nu pot să-mi dau seama, dar mi-e puțin frică. Stă foarte mult pe detalii, se pierde în ele și creează scenarii. Da. Prietene, dacă ai un scenariu, vino și spune-mi-l în față. Nu sta și crea tu la alții povești și la mine se audă ca telefonul fără fir o informație denaturată, să zic, what? De unde a pornit asta? Da, corect. Că acum că te simți tu bine că l-ai măgulit pe Mihai și ai spus că e cel mai bun și cel mai tare pe traseu, da, ok, suntem conștienți cu toții. Dar pe de altă parte, ăla te jignește din orice mișcare pe care tu o faci. Corect. Pe Mihai îl văd, odată e cu Elena, odată e cu Asiana, odată e cu Ceza, odată e cu Ghiță, odată nu suportă pe Ghiță. Despre mine nu știu ce vorbește pe la spate, habar n-am, că n-am aflat încă nimic. Oamenii ăștia tăcuți, știi cum e vorba aia, mute pământul, mă. Aia e. Eu mă bucur că și sper să nu te afecteze pe traseu. Că tu ești, ți-am mai zis, tu ești o fire puternică și nu ți-am zis-o acum, ți-am zis-o dintotdeauna. Ai potențial și e păcat să te pierzi în problemele astea. Corect. Pentru că astea sunt problemele care pe noi ne afectează pe traseu. Astea de aici, uite, prostiile astea. Fiecare are o strategie, nu știu ce să spun. Până la urmă, cred că important e să nu te schimbi, să rămâi la fel. Eu am să rămân în continuare așa cum sunt, am să spun lucrurile pe nume atunci când ele se vor ivi sau voi fi pusă în situații. Nu o să fie mai bine dacă nu o să reușim să găsim un numitor comun și să tragem tot în echipă ca să ne fie cât mai mult bine. Elena, te-am luat un pic departe pentru că simt nevoia să discutăm. Am senzația că trebuie să vorbim și efectiv cel mai bine noi două. Am înțeles cum ai zis și tu, că mă simți o idee distantă, da? După ce, când tu o să poți să vorbești și după ce eu termin, o să vreau să-mi dai argumente și să-mi spui prin ce și fapte și așa mai departe. Apoi, înțelesesem că ai vorbit cu Emi și că din toată conversația voastră a ieșit că eu sunt schimbată 180 de grade de față de tine, tocmai de aceea vreau să-mi dai exemple. Noi am avut o discuție înainte de această discuție și înainte ca eu să vorbesc cu Emi, în care eu ți-am zis că nu te judec, te simt că te-ai schimbat, eu nu ți-am zis altcuiva. Eu ți-am zis ție în față că te-ai schimbat față de mine. Și eu ți-am cerut argumente exact, și exemple, adică pe exemple, fapte concrete, nu putem vorbi. Ba da, păi nu putem vorbi. Păi sunt, zic, vreau să-mi dai niște schimbări, un gest, o acțiune. Te-am văzut cum erai dornică să mergi, să-l asculți pe Ghiță, după care te-am văzut dornică și în sânul lui Mihai, aprobându-l de cele mai multe ori și arătând sau încercând să demonstrezi față de ceilalți că faci niște lucruri care ți s-au apreciat, adică nu e ca și cum cineva te-a pus și ți-a spus ceva sau eu te-am, nu știu, n-am fost de acord cu vreo acțiune de-a ta, adică te-am susținut în absolut orice și am simțit că tin să-mi demonstrezi sau, nu știu, să demonstrezi celorlalți că, nu știu, ca o competiție între noi două în ultimele zile. Faptele tale și acțiunile adică tale se văd. Adică pe tine te deranjează că eu vorbesc cu Ghiță? Nu. Atunci ce te deranjează? Asta că, că vorbești de mine cu Ghiță. Că Ghiță vine la mine și îmi spune anumite lucruri despre tine. Și eu îi zic, Ghiță lasă de la tine și încearcă să treci peste. Și după aia și bați pe unul cu Ghiță și ești fericită și... Deci
Deci să înțeleg că atunci când Ghiță vine și îmi vorbește ori despre tine și eu zic, Ghiță, termină cu prostiile, lasă, nu te mai focusa pe chestiile astea, lasă-o pe Lena în pace, nu-i mai avea treaba și așa mai departe. Te deranjează chestia asta? Nu, asta nu s-au văzut că ai făcut. Păi întreabă-l de câte ori n-o veni la mine și mi-a zis... Ok, asta... Păi okay. Eu tot timpul față de Ghiță ți-am luat apărarea pentru că mie ești prietenă și eu am crezut în această prietenie și tu vii și îmi spui, a, te-ai schimbat total. Ce mi-ai făcut până acum? Ai ținut în puf și tu mi-a trebuit să-mi construiești ceva, tu să pui mâna și o să pășești și tot așa, eu nu văd așa. Eu văd că de fiecare dată când a fost să tragem, am tras împreună și ceea ce mi se pare normal și tu bruși dintr-o dată că hai, fii atentă, să facem, mai, nu știu hai să facem cu ceva cu Ghiță, te deranjează. Ghiță? Așa. În ultimele două zile, nu, ai venit și mi-ai spus ce ai vrut tu, că Ghiță vorbea altceva. Deci, vorbea luăm altceva. Pe Ghiță, ca înseamnă că Ghiță minte, vorbea. Înseamnă că Ghiță minte. Nu te-ai prins asta până acum? Nu te-ai prins de asta până m-am acum, m-am prins de mai multe ori, dar eu, la, despre discuția, când vine vorba de tine, mă aștept ca el să nu nege. Pentru că eu niciodată nu mi-am permis ca eu să vorbesc cu el despre tine sau să îi dau lui aprobare sau să zic, a, Ghiță, continuă, fă tot așa. Niciodată. Da, Seana, pe mine nu mă interesează lucrurile păi astea atunci, în ansamblu. Eu te-am văzut pe tine schimbată și atunci, simt nevoia să mă retrag în carapacea mea. Simt cu Emi sau... Nu, nu te-am bârfit cu ba Emi. Ba da, ai vorbit foarte urât despre tine. Păi, dar, păi cum vrei să zici asta? Ai spus că te-am dezamăgit și acum zici că asta pe tine nu te deranjează. Urât. Dar nu înseamnă foarte urât. Păi nu, și sunt dezamăgită de acțiunile tale. Deci nu e o dezamăgire, de a fi dezamăgit de ceva. Tu ai susținut că e o dezamăgire. Nu, și am zis dezamăgire. Că eu respect ceea ce tu alegi acum să faci. Am ajuns la imediat în gen la jocură de imunitate. Am simțit chestia și asta poate, că toți sunteți și cu presiune pe cap. Păi nu știu, și pe tine te simt. Ce? Eu n-am de ce. Tu probabil vrei să te îndepărtezi de mine. Pe mine nu mă deranjează. Nu, nu vreau să ideea mă îndepărtezi. Ideea e că e clar tu că aici suntem îndepărtat? Într-o chestie individuală și fiecare trage pentru okay. El. Dar e vorba de echipă, cum susținem cu toții teoretic și e trebuie importanță. Să o gândim pentru echipă, strategia de echipă pentru a-i scoate pe exact. Ceilalți, nu pentru a ne da nouă în cap. Exact. Și nu cred că eu vreodată am fost contra ta sau contra grupului și așa mai departe. Eu te înțeleg perfect. Scoți niște chestii în evidență ireale. Nu vreau să justific, nu vreau să scot nimic în evidență. Tu dacă te simți ok, asta e important. Așa. Eu mă simt ok. Am de asta să ți-o zic și atât. Păi, dar în ce context ți-am spus? Vorbești o aberație acum, hai să încheiem discuția. Adică, deci că nu mi-ai spus. Nu, ți-am zis, dacă ți-am zis, ai zis într-un context, că ai zis că lumea vorbește de Ghiță, vorbește de și nu știu ce. Și oricare spunea, nu urlă la tine, tu vorbești. Hai să încetăm, că deja vorbim prostii. Închină-te și spală-te păi, pe față. Mă uimești. Păi, uite-te. E clar, strategia îți funcționează, Elena. E clar că eu am fost picat în plasa ta. Altfel nu-mi explic. Îți merge bine, să știi, și te susțin în continuare. Și te voi susține orice ar fi.